scorul, să vedem ce se întâmplă în trivale la meciul dintre FC Argeș și Ripensia Timișoara. Răzvan Marinescu. Am revenit într-adevăr în transmisiune directă în minutul 26 al confruntării de pe Nicolae Dobrin. FC Argeș Ripensia în continuare la egalitate 0-0. Au fost, să spunem, niște situații, cum am menționat și în prima intervenție, atunci când Șerban și Grecu, undeva din careul de 16 metri, au reluat pe poartă. În minutul 17, o pătrundere a lui Mediop pe dreapta, a preferat o pasă, a fost după care cel care a recepționat mingea, Dumiter, a șutat în blocaj unui fundaș de la FC Argeș, s-a îndepărtat pericolul. Un minut înainte de a intra din nou în legătură directă, o nouă fază în careul Ripensei. De asemenea, Grecu s-a aflat la originea acestei acțiuni, însă nu s-a finalizat până la urmă. Un joc pe contre destul de interesant, probabil că în momentul când una dintre echipe va avea luciditatea în fața porții, se va deschide și scorul. Ca o mențiune, o misiune grea pentru defensiva albioleților, schimbată pe flancul central în totalitate. Practic, față de meciul precedent, nu îi regăsim pe Vișa și Ciucă. Ciucă este undeva în apropierea băncii de rezerve, nu este nici măcar în lotul de 20, de 18, iar Vișa nu joacă. În schimb, astăzi sunt folosiți fundaș central Cotigă și Șerbănică, iar portarul Popescu i-a luat locul lui Nicușor Grecu. Vorbim de schimbări ca urmare a acelui eșec pe final de la Sân Martin cu Luceapăru, la care se adaugă și niște accidentări ale lui Panaic, Bărzan, Alin Popa și Martin. De altfel, nici Timișoara nu stă bine la capitolul indisponibilități lipsi.